Este ziua în care, la sediul Asociației pentru Adevărul Revoluției, se desfășoară activități cu și pentru membrii Asociației. Astăzi, miercuri, Aurel a reușit să participe la ședința care pentru el este ultima. Cu siguranță ar fi dorit să inițieze activități pentru ajutorarea urmașilor eroilor, pentru crearea de condiții mai bune membrilor vâznici și a celor aflați în dificultate. Și cu siguranță și acum se luptă cu impostorii. Acesta a fost Aurel Coltor, președintele Asociației pentru Adevărul Revoluției, un devotat al principiilor care ne-au animat în 89, un luptător anticomunist, adeseori naiv, dar de bună credință. Plecarea lui creează un gol greu de înlocuit, iar modul său de abordare a luptei pentru dreptate și adevăr ne va rămâne testament. Dumnezeu să o odihnească! Thank you.